că aproape toți din cei care au dorit să se înscrie, s-au înscris deja, aș dori să începem, eu știu în ce ordine, haideți să o luăm așa cum ne vedem pe ecranul din dreapta, la cei înregistrați, și după mine am să-l rog pe colegul meu Tibi, care de fapt asumă rolul de organizator, de coordonator al întâlnirii online, și mai departe pe rând să facem intrarea în eveniment cu câteva cuvinte. Te rog, Tibi. Să mă prezint, numele meu este Tiberiu Toma, la Alea. Încerc să fac prima dată acest job. Să sperăm că iasă până la sfârșit bine. Mulțumesc frumos! Da, noi am ales Microsoft Teams, forma asta de întâlnire online, pentru că am văzut că este utilizat și cel puțin până la acum noi am fost mulțumiți de facilitățile oferite. Mai departe, vă rog pe domnul Ceclan. Dacă poate, domnul Ceclan de la Cluj, domnul Andrei Ceclan, dacă nu, trecem mai departe la domnul Dorin Leț. Vă rog. Vă salut de la Târgoviște, într-o zi însorită. Vă auzim destul de greu. E o problemă de comunicare sau reglajele locale la dumneavoastră? Da, problema e că sistemul de conferință s-a defectat azi dimineață și mai devreme am fost într-o conferință, am avut aceeași problemă cu microfonul acesta. Sper că am înțeles. Cumva vă auzim. Poate mai facem ceva reglaje până intrați cu prezentarea studiului de bună practică de la dumneavoastră. Mulțumim! Mai departe, domnul Dumitru Cristian Dragoș, vă rog. Da, bună ziua! Dumitru Cristian mă numesc, reprezint Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Încă l-așteptăm să intre și pe colegul Adrian Gligor, acum după noile alegeri, dânsul este în funcția de prodecan și probabil că poate să reprezinte mai bine această universitate. Mulțumesc! Și noi mulțumim. Mai departe, domnul Berețchi de la Primăria Târgu Mureș. Dacă mă aude domnul Berețchi. Poate mă aude, dar nu poate comunica cu noi direct acum. Colegul Laurențiu, da, Laurențiu, te rog. Problemă de comunicare și la noi local. Nu, mă scuzați, intervin eu. Colegul nostru nu are microfon. Vă salut de la birou alăturat. Bun. Domnul Moldovan, Macedon Moldovan de la Universitatea Transilvania din Brașov, vă rog. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Lucrez în cadrul Centrului de Cercetare Sisteme de Energie Regenerabile și Reciclare. Sunt coordonatorul programului de studii din acest domeniu. Mulțumesc de invitație încă o dată. Mulțumim și noi de participare, domnul Moldovan. Doamna Preșban, doamna Nicoleta Preșban de la Consiliul Județean Alba. Dânsa se scuza că nu poate vorbi, mi-aduc aminte, am vorbit la telefon înainte. Dânsa reprezintă Consiliul Județean Alba, care ca și entitate, organizație, instituție este mereu alături de noi sau noi alături de dânsi, pentru că chiar aceste proiecte care se derulează la nivel regional, dar și județean, au un impact direct asupra planificării strategiei energetice în curs de implementare și în județul nostru. Ajungem la doamna Timea Farcaș de la UTCN, de la Cluj-Napoca, vă rog. Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Timea Farcaș și reprezint Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Mulțumesc pentru invitație. Da, și noi mulțumim de participare și de efortul pentru prezentarea pe care o veți face astăzi legat de studiul de bună practică de la Cluj. Deocamdată aceștia suntem, poate că vor apărea împreună cu noi și colegele de la ADR Centru. În orice caz, eu propun să începem, timpul tuturor este prețios, așa cum ați văzut din
programul pe care vi l-am descris deja. O să începem cu prezentarea stării de fapt a proiectului după aproape finalizarea și acelui de-al doilea semestru. Tibi, se vede oare prezentarea? Da, se vede. Ok, bun. Foarte scurt o să reiau prezentarea proiectului. Acest proiect inițial înseamnă ceea ce vedeți dumneavoastră și anume S3 Smart Specialization, deci 3DS, în University Campus. Deci, specializare inteligentă pentru campusuri universitare durează 4 ani, 3 pe activitățile principale și ultimul pentru implementarea unui plan de acțiune care va rezulta după acești prin 3 ani. Proiectul în sine este derulat în cadrul programului Interreg Europe pe axa prioritară 3, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2. Programul Interreg nu vă mai spun în detaliu, dar el își propune să îmbunătățească implementarea unor politici, programe regionale cu adresabilitate directă privind investițiile, dar și creșterea economică, locuri de muncă, cooperarea teritorială europeană. În acest proiect, coordonatori sunt cei din Italia, de la regiunea autonomă Friuli Venezia Giulia, au alți doi parteneri universități din Italia, Universitatea din Udine și din Trieste, o agenție regională din regiunea Andaluzia, din Spania, împreună cu Universitatea din Malaga, din Finlanda este regiunea Karelia de Sud, împreună cu Universitatea Tehnologică din Lappeenranta, poate pronunț greșit, asta este. Din Polonia, Asociația Municipiilor din Rețeaua Orașe Energie și, în final, noi. Polonezii și cu noi, vedeți, intrând oarecum mai târziu un consorțiu de proiect, nu a mai putut asocia o universitate din țările noastre. Și atunci, ceea ce noi încercăm să facem cu dumneavoastră, principalii stakeholders din proiect, mă refer la universități, să vă implicăm pentru a putea, efectiv, cunoaște situația din acest domeniu foarte important al campusurilor universitare, partea de eficiență energetică și de energie durabilă în general, și să putem împreună propune niște schimbări în bine prin niște acțiuni bine țintite în planul de acțiune. Bun, scopul l-am spus, încă o dată îl menționez, îmbunătățirea politicilor regionale, fiecare regiune, practic țara și-a ales o politică regională care trebuie susținută, sigur, prin implementarea ciclului de inovare ale eficienței energetice în clădirile din campus în campusurile universitare. Pleacă acest proiect de la un proiect pilot Smart Campus. Știu că v-am transmis dumneavoastră informații despre acest proiect pilot care a constituit lansarea proiectului S3 Unica și vrea să valorizeze experiențele, rezultatele acestui proiect. Practic, noi ne propunem să definim o metodologie comună cu legătură directă în noua directivă privind performanța energetică a clădirilor și mai ales menționez utilizând indicatorul Smart Readiness Indicator, adică practic al disponibilității privind soluțiile inovative. Voiam de asemenea să menționez că proiectul nostru trebuie să se bazeze pe implicarea parteneriatului S3P, este un parteneriat creat prin proiectul Smart Campus, care până la urmă ne leagă pe noi ca proiect, grupul de participanți cheie într-un parteneriat mai amplu, care până în prezent numără 45 de administrații publice și părți interesate. Ce rezultate vizează proiectul nostru? Pe prima etapă, așa cum spuneam și o să-l prezentăm astăzi, se
realizează, se stabilește un instrument de autoevaluare pentru universități dedicat, care are scop evaluarea situației actuale, în felul ăsta cunoștind, luând la cunoștință de punctele tari, punctele slabe, în fiecare regiune. Se vizează în etapa a doua un transfer consistent de strategii, de soluții tehnice, inovative, politici în implementare între diferitele regiuni implicate pentru a putea să celelalte regiuni să beneficieze de acest valoros schimb de experiență. Aceste lecții învățate pot fi preluate, transferate între regiuni în etapa treia și constitui baza realizării a unui plan de acțiune pentru fiecare regiune pentru îmbunătățirea instrumentului de politică dedicat, inițial stabilit. Ca schimburi de experiențe, ca schimb de experiențe, sunt mai multe activități prevăzute, și anume în fiecare țară avem în vedere câte 6 workshop-uri regionale, deci la noi această întâlnire este al doilea workshop. De asemenea, sunt la nivel interregional 5 schimburi de experiență. La unul din Finlanda ați participat și marea majoritate din dumneavoastră în 17 iunie. Sigur, vor mai fi 3 întâlniri tematice în campusuri universitare, în Italia, în Finlanda, în Carelia de Sud, nu a putut să fie în mijloc de lună și atunci a fost reprogramat pentru anul viitor. Și sperăm noi să-l putem în toamnă derula schimbul de experiențe, de fapt întâlnirea tehnică din campus universitar din Malaga, din Andaluzia. La final se are în vedere o întâlnire, o conferință de diseminare a rezultatelor la Bruxelles, probabil peste vreo 2 ani, toamna lui 2022. Facem de asemenea o diseminare constantă de informații prin site-ul proiectului, site-ul nostru, dar și al părților interesate, partenerilor noștri din România. Însă și prin formate specifice ca newsletter, broșură și alt gen de. Ok, pentru noi, pentru România, instrumentul de politică vizat este planul de dezvoltare regională, el fiind principalul document de planificare de la această etapă încolo, pentru perioada celor 7 ani de fonduri europene următoare 2020-2027, își propune acest plan să stabilească direcții de acțiune și măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor strategice pe domenii și constituind practic baza de fundamentare a finanțărilor din axele prioritare ale programului operațional regional. Noi avem o anumită funcție ca partener tehnic în comitetul de analiză la nivel de regiune centru, dar și niște grupuri de lucru specifice pe cele două domenii. Da, într-adevăr, încercăm acest plan de dezvoltare să-l susținem în implementare prin o abordare specifică domeniului proiectului, și anume prin acțiuni care să vizeze și clădirile publice din campusuri universitare, ceea ce știți bine, prin programele POR precedente nu era posibil să fie susținute. Prin programele operaționale dedicate clădirilor publice, mă refer la partea de eficiență POR 3.1.b. Ok. Ce s-a întâmplat în semestru 2? S-au întâmplat niște mici modificări de derularea unor activități datorită pandemiei și totuși s-a reușit realizarea schimbului de experiență din Finlanda, însă formă online, fizic s-a reprogramat pentru 2021. Aici noi am notat, cred că fiecare din cei care au participat la acest schimb de experiență ați primit un link, un mail cu linkul de descărcare a cazurilor de bună practică, unele dintre ele foarte interesante, prezentate de partenerii din Finlanda.
Altă activitate importantă din semestrul 2 este realizarea acestui instrument de autoanaliză, care îl vom prezenta mai târziu, dar și altă activitate, identificarea, elaborarea cazurilor de bună practică. Până acum am primit două de la Universitatea din Cluj-Napoca și de la Universitatea din Târgoviște. Organizăm acum, în acest moment, al doilea workshop regional și, de asemenea, sigur, mai sunt prevăzute realizarea unor elemente vizuale de promovare, broșură, newsletter. Ce ne propunem pe semestru 3, care începe cu luna august? În primul rând, sigur, vom face al treilea workshop al nostru pe final de an, poate chiar în noiembrie, dacă nu chiar mai târziu. Încercăm să organizăm la nivel de consorțiu al treilea seminar interregional în Andaluzia, în Malaga, unde va fi și o întâlnire tehnică în campus universitar. Totodată să colectăm aceste chestionare completate de către dumneavoastră, chestionare ale instrumentului de autoanaliză, pentru a putea realiza raportul de evaluare a situației actuale din fiecare regiune, țară implicată în proiect. Și totodată, colectarea, consolidarea acestor cazuri de bune practici din fiecare țară. Cam atât am vrut să vă spun eu. Bun, haideți să... Tibi, să mă ajut să ies din ecranul ăsta, că pentru mine, uite, a apărut o problemă tehnică. Partajare. Ah, cred că m-am prins. Bun. Ok. Și să continuăm. Da, am reușit. Mulțumesc. Dacă au mai apărut între timp colegi, nu văd. Bine, atunci să continuăm. Partea a doua, ca să ne încadrăm într-un buget de timp, aș vrea să vă propun să trecem la cele două cazuri de bună practică colectate până în prezent. Mă refer aici prima dată la cea prezentată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. O rog pe colega doamna Timea Farcaș, Tibi, să predai, te rog, partajarea și dânsa să prezinte ceea ce au reușit să facă ca și caz de bună practică, și anume un proiect, rezultatele unui proiect cu demand response implementat chiar în cadrul Universității Cluj. Napoca. Da, mulțumesc. Bună ziua din nou. Să fac share screen la documentul pregătit. Oare se vede? Auziți? Da, eu vă văd, îl și văd documentul, dar el zic că e aproape citibil. Da, să prezentați. Ok, și mă auziți. Da, mă auziți? Da, vă auzim foarte bine. Ok, bine, mulțumesc. Deci aș dori să vă prezint o soluție sau un studiu de bune practici implementat în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Este vorba despre un proiect Horizon 2020, un proiect finanțat de Uniunea Europeană care se numește Demand Response in Blocks of Buildings, sau numit Dr. Bob. Este vorba de un proiect care și-a propus în primul rând să implementeze un sistem de management energetic în clădirile universității. Vorbim aici de patru clădiri ale universității, un cămin, căminul universitar, bazinul de înot din Cluj, respectiv clădirea Facultății de Inginerie Electrică, respectiv o clădire administrativă. În aceste patru clădiri s-a implementat acest sistem de management energetic, sau numind Building Energy Management System, PEMS, prin care ne-am propus să obținem niște economii de energie, în primul rând, prin colectarea datelor, dar cel mai important, prin optimizarea consumurilor de energie,
Și prin economii de energie, totodată am obținut și reduceri semnificative de emisii CO2. Știm foarte bine că Uniunea Europeană și-a propus ca în viitorul apropiat să ne bazăm pe aceste reduceri de emisii CO2. Știm că există și European Green Deal care se bazează pe decarbonizarea Europei până în 2030. Ok. Cum am făcut, cum am obținut acest lucru? Cum vă ziceam, am implementat acest sistem în 4 clădiri, fiind vorba și de schimbarea a sistemului de iluminat pe tehnologie LED, respectiv și pe niște soluții implementate pe bazin, pe pompe. Desigur, care au fost beneficiile, cum vă ziceam, în primul rând, economia de energie, care a fost redus cu aproape 20%. Vorbim aici de economii de energie de aproape 780 de MWh. Ca și beneficiari, am reușit să atragem atenția studenților, vorbim aici de oameni, de studenți, de profesori, personal auxiliar, de aproape 9800 de oameni. Și direct am încercat să implicăm aproape 900 de studenți din cămine, din clădirile facultății, respectiv și din bazinul de înot. Desigur, am întâmpinat și niște dificultăți. Aceste proiecte nu sunt perfecte, așa că e și bine să întâmpinăm niște dificultăți ca să putem învăța și ca și ceilalți să poată învăța din greșelile noastre. Desigur, n-a fost ușor să implicăm studenții, să implicăm profesorii din universitate, respectiv alte dificultăți pe care le-am întâmpinat. Ca și call to action sau cum ar veni, care a fost ce putem să redăm celorlalți facultăți și universități, ce pot învăța alții de la noi. În primul rând, doream să ne cumva să prezentăm acest demand response, o tehnologie nouă sau un concept nou chiar și în România, implementat în campusuri. Respectiv, desigur, și succesul de transfer de cunoștințe în ceea ce privește domeniul de cercetare, de implementarea soluțiilor inovatoare. O să vă arăt și câteva poze sugestive care reflectă implementarea acestui sistem BEMS în cele 4 clădiri prin optimizarea acestor consumuri de energie. Ok, pe scurt, cred că am încercat. Acest studiu de bune practici. Dacă sunt întrebări sau... Chiar rog pe colegii noștri care sunt acum în conversația aceasta să-și spună părerea. Din punctul meu de vedere, apreciez că este un proiect implementat cu potențial de replicabilitate chiar la un moment în instrumentul de analiză. Avem undeva și acest criteriu al evaluării acestui indicator de demand response pe soluțiile implementate. Bun. Altcineva, dacă are ceva de întrebat, de adăugat la prezentarea doamnei Timea Farcaș, vă rog. Bună ziua, domnule Cimedon. Aș vrea eu să adresez o întrebare, dacă se poate.
Vă rog, vă rog. Așa, dacă ați putea explica puțin conceptul acesta demand response, care ar fi ideea de bază, la ce se referă mai în amănunt? Se bazează în primul rând în optimizarea energiilor prin optimizarea curbei de sarcină. Deci au fost implementate niște evenimente de demand response prin care s-au controlat curbele acestea de sarcini. Da, într-adevăr, din ceea ce știu și eu și sunt convins că știu mai puține ca dumneavoastră cei care vă ocupați chiar cu domeniul acesta, mai ales la universități, într-adevăr, un indicator important în controlul acestor surse de energie agregate, știți bine, care pot fi virtual, smart source, e foarte important să avem controlul acestor încărcări și să-l folosim în beneficiu utilizatorilor rețelei conectate, deci consumatorii conectați la acea sursă. Deci, în orice caz, este un început. Universitatea din Cluj-Napoca și sunt convins că și alte universități își vor pune problema pentru că e mult de cercetat și de găsit soluții concrete în cazul nostru, în cazul grupurilor de clădiri sau, mă rog, ansambluri mai mari de consumatori mai mari. Bun, asta e părerea mea cel puțin. Domnul Moldovan, puteți adăuga sau, mă rog, e o explicație cât de cât coerentă? Da, da, mulțumesc. Numai atât aș fi vrut să știu dacă, în afară de partea de monitorizare, se mai întreprind și alte acțiuni în cazul colegilor de la Cluj, în ideea în care se analizează, nu știu, valorile măsurate și se iau în prezent măsuri sau se vor lua în viitor, se analizează și urmează să fie luate. Se vor lua, desigur, sistemul se poate m-a interesat mai mult situația actuală. Adică până în prezent, proiectul este în faza în care monitorizați consumurile, înțeleg. Exact, exact. Deci se monitorizează și colectează datele de consum orar. Am înțeles, am înțeles. Da, mulțumesc foarte mult. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, oricum rămâne un subiect deschis și de importanță pentru proiectul nostru, această zonă de intervenție. L-aș ruga acum pe domnul Dorin Leze la Universitatea Valahia Târgoviște să prezinte, să preia dânsul ecranul. Tibi, te rog să sprijin și să ne prezinte studiul de bună practică de la Universitatea Dânșilor. Bună ziua, mă repet, sper că ne auzim și ne vedem de data asta. Cred că am reușit să repar problema anterioară. Domnul Florin? Da, da, eu vă aud foarte bine. Vă rog, domnul Dorin, okay. Așteptam o confirmare că... Da, 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 eram puțin prins cu alt ecran, scuze. Vă rog, aștept. Bun, se vede prezentarea, da? Foarte bine, da. Ok. Undeva prin 2009, Universitatea Valahia a depus și câștigat în competiție un proiect pe fonduri FEDER și în baza acestuia a realizat o investiție de 15 milioane într-o nouă clădire aferentă unui institut de cercetare în care actualmente ne desfășurăm activitatea. Această clădire se vede pe fundal. Am reușit să construim și să avem o suprafață utilă de 7200 de metri pătrați. Am construit 35 de laboratoare de cercetare și în acest proiect am intenționat să ne apropiem cât mai mult de principiile și tehnicile de Net Zero Energy Building. Motiv pentru care clădirea a fost orientată pe axa est-vest, a fost anvelopată cu
o izolație destul de performantă și o fațadă ventilată, urmând ca ulterior să adăugăm elemente active, panouri fotovoltaice, panouri termosolare, turbine eoliene și așa mai departe. În total există instalat o capacitate pe vectorul electric de 100 de kW și pe vectorul termic de 26 de kW, împreună cu stocare în baterii staționare de aproximativ 265 de kWh și vreo 3 papere de 3000 de litri capacitate de stocare, deci estimativ tot vreo 2500 de kW capacitate de stocare termică. Aici sunt prezentate în figura din stânga jos instalația termosolară, figura din mijloc câteva dintre turbinele eoliene amplasate pe terasa clădirii și în figura din dreapta o instalație fotovoltaică compusă din mai multe tipologii de module. Intenționez în continuare să tratez subiectul integrării instalațiilor termosolare cu sistemele HVAC and air, adică ventilație, climatizare și refrigerare, în speță sisteme complexe de ventilație cu air handling units, cu centrale de ventilație și chillere și boilere. În imaginea din stânga sus este prezentat chillerul ce deservește clădirea noastră, care are o capacitate de 700 kW termic, un coeficient de performanță de 3,41. În imaginea din stânga jos sunt prezentate cele două boilere, funcționând pe gaz natural, cu posibilitatea de modificare rampei de gaz pentru a o converti pe GPL. Și în imaginea din dreapta este prezentat sistemul de distribuție a apei tehnice, folosită de sistemul HVAC și acesta este constituit din patru circuite hidraulice independent controlate și deservite de câte două pompe cu verdoare atașată. În cele două puncte veți observa și voi prezenta în continuare interconectarea cu sistemul termosolar. Aceasta este realizată pe circuitele de retur aferente ventiloconvertoarelor și centralele de tratare a aerului. Instalația termosolară amplasată pe terasa clădirii are o capacitate totală de 25 de kW, compusă din trei tipuri diferite de panouri termosolare, o capacitate de stocare de 3000 de litri și este cuplată pentru a funcționa în regim de vară cu un chiller cu absorbție de 32 de kW, care are rolul de a transforma apa caldă produsă de instalația termosolară în apă rece pentru a fi folosită la climatizarea clădirii. Conectarea acestor panouri se realizează în modul prezentat. Cele trei suprafețe active termosolare fac schimbul de temperatură în papere sau în boilere, respectiv cele portocalii prezentate în figura din stânga jos, după care apa este folosită în situația unui regim de încălzire aferent HVAC direct de către acesta sau în situația unui regim de răcire prin intermediul chillerilor cu absorbție care sunt prezentate în mijlocul figurii din stânga jos. Clădirea este de asemenea dotată cu un sistem de automatizare pe grad industrial folosind 8 PLC-uri de la Honeywell și aproximativ 35 de module de RPU. Sistem ce este gestionat de un Human System Interface, platforma ArenaX, în care noi avem posibilitatea să condiționăm pe bază de programe și modificări de set point-uri modul de funcționare a sistemului HVAC. Scenariul de bună practică pe care îl propunem vizează integrarea instalațiilor termosolare, care în cazul nostru reprezintă un aport de energie 100% regenerabil, datorită faptului că instalația termosolare este deservită de o instalație fotovoltaică off-grid, funcționând pe baterii, motiv pentru care apa caldă sau rece, după caz,
este 100% obținută în mod regenerabil de la soare. Această implementare, pe lângă faptul că aduce un aport termic semnificativ, din datele măsurate și observațiile efectuate în ultimii 5 ani, am constatat că aproximativ 120 de zile pe an putem opera exclusiv în mod autonom, să nu consumăm nici energie electrică folosind pompa de căldură sau chillerul, și nici energie din gaz natural folosind boilerele, cu precădere în primăvară și toamna, în sezoanele de primăvară și toamnă. Inclus în acest studiu de caz sau propunere de bună practică este și acest sistem, și sistemul de automatizare al clădirii, care, spre deosebire de implementările industriale, în speț integrarea elementelor de automatizare și control la nivelul exclusiv la nivelul boilerelor sau chillerelor, noi am extins conceptul, integrăm elementele de producție de agent termic, cât și distribuția în sistem a agentului termic pentru ce deservește sistemul HVAC. Motiv pentru care am reușit să obținem economii considerente, atât pe vectorul energetic electric, cât și economii de gaz natural. Încerc să restrâng cât mai mult, este un caz destul de complex. Propunem această abordare pentru toate clădirile publice de largi, mari dimensiuni, cum ar fi facultățile sau centrele de cercetare, cum e cazul nostru, sau orice alte clădiri de business office care sunt deservite de sisteme HVAC similare cu al nostru. Vă mulțumesc pentru prezentare, sper că m-am încadrat în timpul alocat și vă mulțumesc și pentru invitație. Și eu mulțumesc, domnule, pentru prezentare. Este foarte interesant. În orice caz, e o provocare pentru dumneavoastră să o introduceți prin furcile caudine ale template-ului dat de proiect, pentru că acolo se vrea o prezentare formalizată pentru, mă rog, modelul propus de Interreg Europe, de programul acesta, în comparația cu multe, multe alte proiecte din alte părți. În orice caz, vom reveni cu el. Vreau să introducem la limita disponibilului de spațiu oferit de template cât mai multe detalii importante ale proiectului și sunt convins că va fi apreciat pe măsură. Vreau să permit tuturor celor care au ceva de întrebat, de clarificat, să-l solicite pe domnul Dorin Leț. Vă rog. Până se hotărăște și altcineva, eu, de pildă, aș vrea, pentru că se promovează aici la Alba Iulia un proiect oarecum similar pe un bazin de not, apropo de aport termic pe circuitul, pe returul circuitului de încălzire al apei tehnologice cu panouri solare, termodinamice, mai mult zis. Și era o problemă pe care, sigur, noi am întâmpinat, se va fi întâmpinat acolo, dar l-am prins-o deja la nivel de proiectare, cu schimbătoarele de căldură. În ce măsură acestea, în spațiul acela pe care l-am văzut limitat, pot prelua energie, cantități de energie termică suficiente? În cazul nostru, noi am stat în conectare directă. Au un pic de eco. Deci nu am folosit schimbătoare de temperatură în plăci pentru conectarea circuitului termosolar. El este racordat direct, controlat de vane și actuatori. Bineînțeles, au fost calibrate dimensiune căderile de presiune și peritele asistente instalațiilor. Avem posibilitatea de a ne conecta pe distribuție diferite, să operăm la temperaturi diferite în funcție de temperatura ambientală.
măsurată. Desigur, dacă se dorește separarea hidraulică, sunt necesare aceste schimbători de temperatură în plăci, dar în cazul nostru nu a fost... Da, am înțeles ideea și iar m-a interesat, dar mă rog, probabil că vom putea comunica mai multe informații despre sistemul de management integrat al generării și consumului de energie. Sigur că da. Bine, alte întrebări pentru domnul Led, vă rog. Bine, întrebările pentru un caz un pic mai complex ca acesta pot veni după aceea și ulterior prin mail sau, mă rog, prin alte mijloace. Orice caz, pe aceste două prime exemple de bună practică pe care le-am colectat, pe care colegii noștri ni le-au pus la dispoziție cu amabilitate, aș invita și pe ceilalți, mă gândesc în special la Transilvania, la Universitatea Transilvania din Brașov, domnul Moldovan, sunt convins că se poate identifica și la dumneavoastră centru acela nou un caz de bună practică consistent. Dar nu numai. Nu avem un număr limitat, în orice caz cele pe care le vom propune, 3-4 pe țară, ne dorim să fie consistente și să aibă potențial de transfer de replicabilitate și în afară. Da, sigur, îl pregăim, pregătire, trimitem. Mulțumim mult, domnul Moldovan. Dacă mai sunt alte discuții, comentarii pe acest capitol al întâlnirii noastre, cazuri de bună practică, sigur, noi aici avem un model propus, toți l-ați primit ca template. El e oarecum rigid, dar încercăm să-l flexibilizăm pentru că, până la urmă, cu cât facem mai atractiv acest caz de bună practică, mai ales prin comunicarea de referințe unde să poată, prin link-uri corespunzătoare, să se afle mai multe detalii, el dă substanță schimbului de experiențe de bune practici. Bun, cu asentimentul dumneavoastră, dacă sunteți de acord să trecem la ultima parte a discuției de astăzi și anume cea legată de instrumentul de autoevaluare. Repet, acesta era oarecum adresat universităților pentru că vrea să evalueze situația lor actuală. Contextul a fost, cred că îl știți deja, noi l-am transmis înainte în format și în engleză, dar și în română. Se referă odată la contextul de politici, la contextul financiar, surse de finanțare. Pe partea a treia se referă la evaluarea tehnică și în final partea de eficiență energetică dedicat cu viziune și așa mai departe. Ok. Dacă sunteți de acord, am să fac o scurtă prezentare a instrumentului de politică, după care să încercăm să-l da. Tibi, să încerc deci să accesez. Cred că ăsta e. Tibi, oare se vede? Bine. Nu suntem în același birou și de asta comunică la distanță. Bun, haideți să-l încarc full screen. Bun. Acest instrument de autoevaluare, repet, scopul este de a permite părților interesate să-și facă această autoevaluare cu identificarea punctelor slabe și tari legate de, odată, implementarea unor proiecte de eficiență și regenerabil în campusuri universitare, pe tot parcursul ciclului de inovare, de asemenea, a evalua cadrul politic și financiar în care se desfășoară aceste activități, dar și performanța tehnică în sine a acelor soluții. Domeniile de analiză, cum spuneam, sunt în patru zone, și anume cadrul politic și de reglementare, al doilea fiind cadrul financiar, al treilea performanța tehnică a soluțiilor implementate și punctul 4, niște evaluări privind eficiența energetică, scenarii viitoare și viziunea în acest domeniu.
oarecum responsabilitățile în utilizarea acestui instrument de autoevaluare revine în primul rând universităților, pe care le rugăm să completeze cu răspunsurile așa cum le au dânsii pe cele patru domenii, iar pentru noi agregarea inputurilor pe primele două domenii pentru a avea oarecum o imagine clară la nivelul țării noastre. Ca termene, până prin septembrie o să vă rugăm să colectați aceste date, să ne transmiteți chestionarele completate. Noi până la finalul anului vrem să facem o agregare de date, sigur să conciliem diferitele puncte de vedere. Aici eu vă spun o problemă legată de proiectul acesta. El a fost creat, instrumentul de analiză, mai mult pentru o singură universitate, așa încât a trebuit să le explicăm că la noi, în special pe evaluarea tehnică, performanța tehnică și poate chiar capitolul 4, putem întâlni puncte de vedere foarte deosebite și atunci relevant ar fi să enumerăm mai multe situații, cum ar fi și cel de la Târgoviște, dar și din alte universități care nu au avut până acum posibilitatea să implementeze asemenea soluții pe eficiență și pe regenerabile mai avansate. Mă rog, agregarea ne revine ca sarcină, vom vedea cum o vom duce la bun sfârșit. Acum a fost o problemă și o să o discutăm ce definim ca și campus, pentru că știți că dumneavoastră în universități aveți clădiri multe delocalizate, adică nu sunt toate, cazul cel mai obișnuit e acesta, nu sunt toate într-o zonă geografică oarecum concentrată, deci nu constituie chiar un campus în sine și atunci ca să putem completa cu date relevante acele chestionare ar trebui, din punctul meu de vedere, așa am propus și colegii din alte țări n-au avut altă soluție decât ca dumneavoastră să vă alegeți o zonă principală de analiză, acolo unde sunt concentrate principalele clădiri și activități, așa încât să avem niște răspunsuri oarecum consistente, concentrate. Ok. Bun, pe scurt, domeniul de analiză, cadrul politic de reglementare are câteva zone în care vrea niște informații și din țara noastră, și anume unde suntem cu transformarea clădirilor universitare în clădiri aproape zero energie. Asta, într-adevăr, e o bună întrebare. Poate că puține clădiri au început acest parcurs. După care, vis-a-vis de adoptarea în clădirea sistemelor inteligente de monitorizare și control a energiei, chiar implementarea unor sisteme integrate de gestiune a energiei în clădiri din campusul universitare. Altă întrebare bună ar fi dacă există politici de eficiență implementate în regim propriu, adică preluate, asumate individual de anumite universități. Altă întrebare, iar dacă există obiective și ținte măsurabile atinse în campusuri, sigur, toate aceste întrebări relativ la partea de energie, eficiență energetică, regenerabil și sigur ultim domeniu de enumerat, iar care au fost blocajele sau care sunt, pe care le întâmpinați în ceea ce privește implementarea unor politici de eficiență energetică. În zona financiară, sigur, sunt întrebări și informații care se leagă de instrumente specifice de finanțare a proiectelor de energie, de eficiență energetică. Mă refer la contractele de performanță energetică. Dacă și în țara noastră pot fi utilizate ipotești pentru finanțarea unor proiecte de eficiență energetică sau împrumuturi bancare dedicate, dacă există stimulente de stat dedicate universităților, aici nu e precizat, dar eu mă gândesc tot așa stimulente care ar putea fi utilizate în zona, în domeniul energiei durabile. Programe naționale dedicate lucrărilor de eficiență energetică pentru clădiri publice, aici ar fi ceva, dar nu specific universităților. Organisme de credit dedicate, de pildă fonduri pentru eficiență energetică, alte sisteme sau inițiative financiare, dacă cunoaștem, și iar o ultimă
întrebare ar fi scheme financiare utilizate pentru promovarea unor politici în cadrul universităților, politici de energie durabilă, de eficiență. Domeniul de performanță energetică vizează înțelegerea stării tehnologice a clădirilor cu informații cantitative și pentru acest domeniu sunt, adică domeniul de analiză, sunt două zone de, nu zic tot domeniul de evaluare, partea de monitorizare și măsurare și doi soluțiile tehnice utilizate. Asta prezint în principiu după care parcurgem acel instrument de analiză. Am rugămintea ca atunci când îl prezint, după fiecare capitol, poate facem o mică pauză și să apară atunci întrebări ca să nu le uităm poate anumite neînțelegeri sau întrebări care apar depus. Bun. Ziceam pe domeniul tehnic, cele două paliere de evaluare, monitorizare și măsură și soluții tehnice, criteriile sunt mai multe, sunt 5, anume pentru capacitatea de menținere a performanței energetice și capacitatea de operare, B, capacitatea de raportare a utilizării energiei, C, capacitatea de adaptare a modului de funcționare la nevoile utilizatorului, D, capacitatea de menținere a condițiilor climatice din interior și E, exact ceea ce avea doamna Timea Farcaș, flexibilitatea clădirii legate de cererea totală de energie. Deci și acest domeniu, demand response, este evaluat în acel capitol de performanță tehnică. Ultimul domeniu de analiză, referitor la eficiență energetică, scenarii viitoare și viziune, ce își propune în acest domeniu să obțină o autoevaluare a performanței clădirilor din campus, țintele asumate la diferitele niveluri de acțiune politică, o evaluare a impactului măsurilor, adică sigur, toate aceste răspunsuri până la urmă au un caracter de subiectivitate, le dă o anumită persoană. Cum le apreciem noi ca impact, unde le situăm? După care o evaluare a obstacolelor care s-au întâlnit în implementarea acestor măsuri de eficiență și după aceea trecerea în revista unor măsuri de succes și cum au fost depășite obstacolele pe care cu siguranță și ele le-au avut. Aici o fotografie acum arată matricea de intrări tehnice, dar eu cu asta o să ne mai întâlnim pentru că acum îmi propun să intru pe instrumentul de analiză. Aici să mă ajut, Tibi, să-mi spui cum să-l... Oare nu-i bine așa, că e prea mare. Hai să mai mărim, poate, să-mi spuneți dacă se poate oarecum citi. E bine oare? Da. S-a mărit? Dar nu știu dacă mai intră în ecrane. Da, noi l-am mărit în măsura în care să se poată vedea niște detalii de text, fără să ne propunem, sigur, el e un document mai mare, are 11 pagini, nu ne propunem să-l parcurgem în extenso, ci numai să marcăm anumite puncte specifice. Deci, dacă dumneavoastră în mare îl puteți vedea pe ecran, măcar un feedback dacă am. Domnule, da, se vede. Se vede, da? Să nu fie și prea mare, să nu intre în ecrane. Nu știu, l-am mărit că am un ecran destul de mare în față. Ok, am să trec peste partea de introducere care leagă acest instrument de scopuri din cadrul proiectului S3 Unica și, mă rog, descrierea oarecum a proiectului. Aș trece direct, ce v-am spus deja, cele patru secțiuni, la prezentarea celor patru domenii, secțiuni mai detaliat. Cadru politic și de reglementare. Nu o să le reiau, vedeți că aici găsim tot ce v-am prezentat, partea de
dezvoltarea clădirilor universitare de tip aproape zero energie în ZEB. De interes, dar aici, după ce terminăm cu acest prim domeniu, să auzim părerea dumneavoastră dacă măcar în anumite zone, anumite universități, s-a făcut ceva ca start în acest sens, pentru viitor, sigur. Apoi, dacă avem cunoștință despre măsuri politice la nivel local referitor la adoptarea sistemelor inteligente de monitorizare și control, unde suntem și aici. Aici sunt sigur niște evaluări de principiu, pentru că la fiecare întrebare aici n-am pus exact, dar este o limită de caractere, dacă nu mă înșel, 1000 de caractere pe răspuns, și asta înseamnă o economie de spațiu care trebuie să o utilizăm pentru a ne încadra într-o dimensiune totală a documentului. Altă întrebare, partea de sistem integrat de gestiune a energiei. Am spus dacă există politici de eficiență energetică particulare în acele universități. O întrebare iarăși, dacă campusul universitar respectă politicile energetice obligatorii. E un răspuns mai dificil de dat, deci greu de zis. Nu respectă. În sfârșit, e pusă întrebarea cu evaluarea din partea fiecărui respondent. Dacă există obiective, ținte asumate, ce politici au fost implementate la nivel național, local, regional, atâta cât aveți cunoștință dumneavoastră, revenim iarăși cu întrebarea, care blocaje le-a simțit în implementarea unor asemenea politici și ceva referitor la S3, Smart Specialization Strategy, deci o întrebare, dacă universitatea dumneavoastră a contribuit la definirea traiectoriilor S3. Ok. Dacă pentru acel domeniu sunt întrebări de înțelegere, nu de răspuns. Repet, la momentul ăsta discutăm dacă îl înțelegem oarecum în mare. O să revenim după aia, am discutit și bilaterale, dacă sunt neclarități de înțelegere a acestor întrebări. Și pentru noi a fost un efort și am încercat să le discutăm cu colegii, în special cu cei care l-au stabilit, l-au avut răspunderea realizării acestui instrument, respectiv universitățile din Trieste și Udine. Deci o întrebare, haideți să lăsăm acum câteva momente, dacă aveți pe ceea ce am parcurs eu întrebări sau precizări necesare pentru acest domeniu. Mă rog, este relativ clar formulat, dar pot fi anumite aspecte de subliniate. Ok. Dacă nu, oricum să trecem mai departe, cadrul financiar, așa cum vă spuneam, iar pune niște întrebări punctuale vis-a-vis de instrumentele financiare specifice care ar fi putut să financeze asemenea proiecte de eficiență energetică și de energie durabilă în general. Iar le-am prezentat anterior, într-adevăr e de văzut dacă putem menționa chiar acolo unde au fost alte finanțări, vedeți aici nu prea sunt marcate fondurile europene sau nu numai fondurile din care le știm noi din port, dar și alte tipuri de finanțări. Fonduri din fonduri elvețiene, norvegiene și așa mai departe. Dar eu vă propun dumneavoastră să le menționați la punctul F, alte sisteme financiare utilizate. Adică trebuie să menționăm acolo unde s-au făcut asemenea lucrări, cum au fost finanțate. Destul de important acest aspect. Bun, trecem la performanța tehnică. Un prim calup de întrebări definește fiecare respondent ca și campus, deci universitatea, țara, oraș, date specifice, descrierea campusului cu o scurtă descriere a acestuia, vedeți, clădirile, cam ce, repet, aici ar se cere un număr de caractere 1000, cu ce activități sunt derulate în acele clădiri. Și aici spuneam că e bine să ne referim nu exhaustiv la, de pildă, tot ce are UTCN ca și
activități totale desfășurate, ci într-o zonă principală de activitate universitară, ca să facem o delimitare și spațială și ca și grup de clădiri. Tipul de proprietate, locația, vedeți, aici o locație vrea să se stabilească dacă cumva activități sunt în clădiri partajate cu alte organizații și dacă clădirile sunt izolate geografic în oraș sau sunt integrate într-un cartier în care sunt și alte activități. Un număr de angajați de studenți, o arie indicativă, ce e de clarificat, depinde suprafața netă, totală, după care spune, ținând cont de caracteristici de tipul de activitate, biroul său de predare, probabil că va trebui o partiție pe aceste tipuri de activități, pentru că știți bine, utilizarea influențează și nevoia de energie. Și un volum, sigur, pe baza unor înălțimi a spațiilor estimate. Bun. După acest prim capitol, trecem la punctul B, cel care colectează informații despre diferitele surse de energie, consum de energie, comportament al consumatorilor, structura clădirii și așa mai departe. Vedeți, aici este pare rău că e partiționat pe două pagini, un cap de tabel în care pe orizontală rândurile 1 și 2, cele două zone de analiză, deci pentru monitorizare și măsuri e 1 și 2 mai jos, ce soluții tehnice au fost utilizate și evaluarea ține pe 5 aspecte și anume A, capacitatea de menținere a performanței energetice, dar și capacitatea de operare, la B, capacitatea de raportare a utilizării energiei, C, capacitatea de adaptare a modului de funcționare ca răspuns la nevoile, necesitățile utilizatorilor, de capacitatea de menținere în anumite limite a condițiilor climatice de interior și EU, acea flexibilitate a clădirii legate de cererea totală de energie. Acum, pentru că dumneavoastră în acest tabel vă veți întreba, bun, dar unde punem noi și cum să fie răspunsul? Eu o să vă propun acest document, o să vi-l trimitem și în format Word și dumneavoastră, de pildă, după 1, înainte de 2, să mai inserați sau un rând 1 bis în care să marcați ce vi se potrivește din acea descriere din căsuță. De pildă, la calitatea măsurării, întrebare dacă este pe toată clădirea, pe o singură zonă termică, un singur serviciu și așa mai departe. Bun. Sunt formulări uneori mai greu de interpretat. Ei vin, o să vedeți după acest tabel, cu o listă mare de întrebări care cumva clarifică și eu vă propun întâi să răspundeți la acele întrebări, chiar să trecem la ele, după care dacă trebuie revenim la acest tabel de evaluare tehnică, vedeți? Și enumeră o listă mai lungă de întrebări în care pe coloana din stânga, vedeți, întrebări punctuale și în dreapta și descrierea ceea ce se așteaptă ei ca răspuns. De pildă, un prim exemplu, chiar primul, există un birou sau o persoană dedicată, birou ca organizare pentru managementul energetic și dumneavoastră trebuie să zice, da, un birou sau, mă rog, o entitate care în cadrul structurii universității răspunde de partea de management energetic sau o persoană. Partea de management al clădirilor din punct de vedere energetic, sigur. Ceea ce ne spunea înainte domnul Leț acolo la Târgoviște. Cum se face colectarea de date. Deci eu zic că aici sunt destul de clare întrebările și descrierea întrebării ca să putem înțelege foarte clar ce răspuns să dăm. Da. Bun, la fel trece la, aici era la partea de monitorizare și măsurări. Al doilea set la soluții tehnice, iar întrebări posibile. Sursa principală de energie, dacă avem și o sursă suplimentară,
contractul de furnizare, tip de contract. Da. E normal că e contorizat, bănuiesc că fiecare consumator trebuie contorizat pentru a putea să îi se factureze consumul energetic. Sigur, la energia termică e un pic mai dificil dacă e o livrare de energie termică cu un repartitor, cu un contor de căldură. Un consum, nivel de consum anual, nivel de costuri de energie electrică, nivelul costurilor, cu tarife, surse de încălziri, nu le parcurgem toate. Eu am vrut numai să le vedeți noastră în timp ce le parcurgem și să vă faceți o idee despre ce vi se cere ca răspunsuri. Da, însă la toate cred că dumneavoastră o să puteți cu siguranță. Vedeți aici mai la final partea de energie regenerabilă. Dacă în campus este un sistem pe regenerabil instalat, de care, ce tip de sisteme. După aia procent de energie, de exemplu, electrică asigurată din regenerabil, la fel pe energie termică și așa mai departe. Deci, vedeți, astea sunt niște răspunsuri cu conținut concret și eu vă propun că după ce reușiți să le parcurgeți, pasta să reveniți la acel tabel dinainte, de la capitolul 3, pentru a putea da niște răspunsuri în acel tabel. Vedeți, aici, la ultima întrebare, chiar face referire la soluții inovatoare dezvoltate, implementate în campus, făcând referire la ideea proiectului pilot Smart Campus. Ok, cam asta ar fi. Dacă la acest capitol 3, sigur, nu vă cera cu evaluarea a ceea ce trebuie dumneavoastră să face și a înțelegerii sau a lucrurilor mai puțin clare, o veți face ulterior. Eu vă rog să acordați un pic de timp. Noi am dat ca termen destul de larg, sigur, am ținut cont că urmează iulie-august cu multe concedii, sperăm să fie și relaxante, însă undeva în septembrie, până nu începeți dumneavoastră activitatea în plin cu studenții în octombrie, din câte știu, deci în septembrie să putem avea colectarea acestor chestionare. Sigur, putem să le discutăm înainte de a le finaliza dacă sunt anumite neclarități. Dacă sunt întrebări la capitolul 3, la evaluarea tehnică. Da, și avea o întrebare. Vă rog, domnul Dovan. Bun, sunt o serie de informații aici care țin strict de partea administrativă a universității, pe care vor trebui solicitate conduceri. Care este, să zicem, nu știu cum să zic, interfața? Adică o să mă întreb, bun, și pentru ce ai nevoie de ele? Da, v-am spus, răspunsul global, ca să zic așa, este această evaluare a stării de fapt a unor proiecte de eficiență implementate în campusuri, solicitată prin proiect. Sigur, noi trebuie să revenim și o să revenim cu asigurările că datele dumneavoastră transmise, sigur, au asigurat confidențialitatea. Sigur, ele sunt utilizate numai pentru interesul proiectului, pentru a evalua starea de fapt, așa cum spuneam, punctele tari, punctele slabe, unde sunteți, pentru a putea trage niște concluzii. Ele nu se încerc, așa cred eu și eu mi-asum treaba asta, în sine ca o bază de date ca să se știe la Universitatea X sau Y ce au, cum fac. Zic că nu pentru această evaluare. Sigur, dacă dumneavoastră simțiți nevoie de o adresare oficială din partea proiectului către dumneavoastră, către conducere, prin care să se expliciteze punctual nevoia sau la ce sunt folosite datele din aceste chestionare, o vom face, domnul Moldova. Da, adică mă refer la, nu știu, o formă de colaborare, un protocol, un... ceva prin care să ne putem adresa mai departe. Ce ține de noi, să spunem, datele pe care le avem noi la dispoziție în centru de cercetare pe regenerabile? Ok, de acord, dar
dacă sunt sau nu contorizate, dacă sunt facturate, dacă sunt asta chiar nu pe alte zone. Da, eu de acord. Da, ele se adresează cumva universității ca entitate. Partea de gestiune pe campus universitar, care revine administrației, care răspunde ca măsurare, plată și așa mai departe, întreținere. Da, într-adevăr, aveți dreptate. Haideți să vedem. Eu vă să propun să construim noi un fel de adresă oficială asumată în cadrul proiectului, arătând de ce și efectiv și beneficiile universității în sine din această partajare de informații specifice, dacă m-am exprimat clar. Da, da, da. Bun, mulțumesc frumos. Cu plăcere, domnule. Dacă mai sunt și alte întrebări legate de domeniul 3, evaluarea tehnică. Bun. Sper să vină întrebări punctuale. Da, da. Am ce scuze, Dorin. Domnul Dorin. Am constatat că sunt solicitate dataset-uri, ca să le spun așa, pe an de referință. Există o posibilitate, noi avem deja date colectate, dar pentru 2018, nu pentru 2019. Pot fi oferite acelea? Eu zic că da. O să vă răspund specific și nouă ni se mai întâmplă în cadrul unor planuri de acțiune. Un an diferență între, să zic, ultimul an care cumva ar fi normal luat de referință. Bănuiesc, mai ales dacă dumneavoastră evaluați că situația nu s-a schimbat major în ultimul an, din ușurința colectării datelor. Adică dacă deja le aveți colectate pentru 2018, să nu mai faceți efortul acesta special pentru 2019. Repet, cu condiția să nu se fi schimbat ceva major, adică să nu fie o situație care între timp s-a schimbat în mod evident. Da, am înțeles. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Altă întrebare? Hai să parcurgem și domeniul 4. Eficiența energetică, scenarii viitoare și viziunea. Vedeți? Iar întrebări. Relevanța eficienței energetice se vede ecranul partajat TV, da? L-am lăsat în continuare. Vedeți niște întrebări calitative. Aici nu mai măsurăm, cu toate că răspunsurile, vedeți, se cere a fi evaluate prin niște numere de la 1 la 5, ca să nu mai introducem acolo text. Eu vă propun la fel, pentru că spațiul nu este, eventual mai introduceți în documentul Word, mai introduceți un rând și acolo puneți nivelul de la 1 la 5 pe care îl evaluați că reprezintă situația de la dumneavoastră. Deci dacă impactul pozitiv, nivelul la care evaluați impactul pozitiv datorită măsurilor de eficiență implementate în ultimii 3 ani. După care, altă întrebare, dacă ați întâmpinat obstacole, mă gândesc cine n-a întâmpinat obstacole, bănesc că ăsta e chiar, și de câte ori. Până la urmă, e bine și de câte ori, dar nu atât, ci ce tip de obstacole. Dar revin, clar, o să vedeți că revin și întrebări specifice pe tipul de obstacole. După care, dacă aceste obstacole au fost majore, deci au blocat efectiv acel proiect sau au putut fi depășit și să se implementeze respectivele acțiuni. Aici o întrebare ciudată, nicio idee despre măsuri de eficiență energetică. Da. Relevanța. Acum vine, vedeți, evaluarea obstacolelor care au fost întâmpinate pentru implementarea unor proiecte de eficiență energetică, tot așa de la 1 la 5, 1 însemnând un obstacol mic, atenție, și sau relevanță mică scăzută a acelui obstacol și 5 obstacol sau relevanță ridicată. Și se referă la domenii de obstacole. De pildă, dacă resursele de timp de personal au fost un obstacol, de la un obstacol mic până la unul major. La fel, dacă nevoia de suport tehnic extern sau suport economic extern a fost un asemenea obstacol, problemele financiare, perioada lungă de rambursare pentru anumite proiecte sau alte obstacole întâmpinate.
Alt domeniu, tot de obstacole. Obstacolele pe care le identificați în dezvoltarea, aplicarea unor soluții, tehnologii inovatoare dezvoltate de universitatea dumneavoastră pentru domeniul eficienței. Și iar după aceea revine cu niște întrebări specifice pe intenții planificate de alte măsuri de eficiență energetică, cadru de timp pentru aceste noi acțiuni. Ce vizează aceste acțiuni ca reducerea consumului total de energie? Care e nivelul de reducere a combustibililor fosili, deci mai specifică legată de reducerea energiei din combustibili fosili, așteptate prin măsurile respective? O întrebare iar generală, ce știți despre cum evaluați nivelul de cultură energetică implementată sau răspândită în campus, la nivel de studenți, dar probabil nu numai, și atât. Asta era chiar o întrebare mai generală. Vedeți, sunt niște întrebări prin care, sigur, cei care vor colecta răspunsurile noastre la nivel de regiune vor dori să vadă unde suntem noi la nivel regional de țară și să poată trage niște concluzii. Niște concluzii ținând atât de situația de fapt și obstacolele care au fost întâmpinate, pentru că acțiunile care sunt vizate, vedeți, în planurile de acțiune care vor fi dezvoltate către finalul proiectului, să combată acele blocaje existente în implementarea acestor politici de eficiență energetică. Proiectul nostru cam la asta se duce în special. Nu vă ascund că avem un grad de așteptare destul de important legat de politica de dezvoltare regională pe care o urmărim. Sigur, ea este un exemplu, de fapt, din regiunea centru, dar trebuie să vă gândiți, acei dintre dumneavoastră care nu sunteți din regiunea centru, sunteți din regiunea nord-vest sau din regiunea de sud, că lucrurile se întâmplă similar. Noi sau toți din regiuni, la momentul acesta, dezvoltă acele planuri de dezvoltare regională care vor fundamenta axele de finanțare pe programele operaționale regionale, care în acest exercițiu financiar la nivel european se vor implementa în România oarecum mai direct, mai legate de regiuni, în sensul că nu mai sunt colectate la nivel național, se face o implementare unică cu responsabilități regionale, ci chiar ADR-urile au o autoritate și o răspundere mult mai mare pentru stabilirea acestor domenii de finanțare în cadrul planurilor de dezvoltare regională. Eu aici aș dori să o rog pe doamna Monica George, colega noastră de la Regiunea Centru, dacă poate ceva, face niște comentarii specifice în acest sens. Deci modul în care noul program operațional pe perioada 2021-2027 va fi implementat. Se poate? Vă rog. Bună ziua, aș fi vrut să vă prezint din perspectiva programului operațional regional pentru următoarea perioadă de programare. Scuzați-mă, dacă aveți ceva de partajat, TV Rapid vă dă posibilitatea să share-uiți, să ne transmiteți informația de pe ecran, dacă aveți ceva pregătit. Documentele despre care vorbesc sunt documente de lucru. Practic nu s-a publicat informația aceasta decât în o formă foarte sumară pe site-ul ADR Centru până în prezent. Tocmai de aceea o să mă rezum a prezenta aceste informații pe care acum, în momentul de față, le dezvoltăm practic. Și așa că am în momentul de față posibilitatea să vă spun că în cadrul priorității 5 a programului O regiune educată, există această prioritate, o acțiune numită creșterea relevanței învățământului terțiar, acțiunea 5.3, în care sunt cuprinse tipuri de operațiuni
care vizează inclusiv asigurarea condițiilor de cazare și alte facilități care sunt complementare actului educațional. Practic, ne vom asigura că vor fi finanțate campusurile universitare în cadrul acestei acțiuni 5.3, având în vedere faptul că creșterea eficienței energetice pentru spațiile de cazare poate să fie inclusă în cadrul acestei acțiuni a viitorului program operațional regional. Da, am înțeles ideea. Deci se rezumă, din ce înțeleg, la spații de cazare, da? Bine, există pe de o parte, în cadrul acțiunii 5.3, creșterea relevanței în învățământul terțiar, o operațiune care vizează intervenția asupra infrastructurii educaționale din învățământul terțiar. Scopul fiind aducerea bazei materiale la standardele comparabile cu universitățile din Europa. Și e vorba despre, în principal, domeniile de specializare inteligentă și competențele cerute pe piața regională. Dar asta este cumva separat de partea de asigurarea condițiilor de cazare, pentru că vorbeam de campusuri pe S3 Unica. Da, am înțeles, mulțumesc. Oricum, era ideea că, cel puțin pentru universitățile de stat, clădirile lor din campusuri, părerea mea că ar trebui asimilate cu clădiri publice, pentru că, până la urmă, asta sunt și nu aș vedea motivul pentru care ar putea fi excluse din această categorie pe motivul că universitățile beneficiază de ceva specific finanțare. Nu. Aveți această posibilitate. Da, pentru că știți bine, în porul trecut, care se încheie, 2021, nu era posibil o universitate publică să aplice cu clădirile proprii pentru, să zic, POR 3.1b, eficiență energetică și așa mai departe. Așa este. Deci asta e de studiat și sigur când am vorbit cu dumneavoastră, cu colegii de la DR care lucrează la construcția acestui plan de dezvoltare, era ideea că până la urmă va fi anexă la acest plan și o listă de proiecte majore, proiecte prioritare. Așa este. Și era întrebarea dacă universitățile din zonele lor pot trimite propuneri de asemenea proiecte majore, prioritare, pentru că până la urmă o clădire sau un grup de clădiri important din oraș, dintr-o universitate, un campus, pot să reprezinte un proiect major. Da, există posibilitatea transmiterii de fișe de proiect, pentru că în momentul de față există o aplicație utilizată la nivel regional în acest sens, pentru a transmite fișe de proiect care să fie finanțate în următoarea perioadă de programare. Referitor la această posibilitate, cum anume s-ar putea completa o fișă de proiect, există la următorul link, portofoliu.adrcentru.ro, o aplicație în care se creează un cont de utilizator și astfel accesul se va realiza pe baza unui username și a unei parole și practic fiecare dintre cei care introduc datele pe portofoliu.adrcentru.ro vor putea să vadă doar proiectele lor și să le editeze oricând, pe măsura dezvoltării acestui portofoliu. Da. Sunt fișe de proiect, deci subliniez, sunt doar niște fișe, conțin informații sintetice și aceasta este recomandarea ca să se creeze un cont de utilizator și să se transmită aceste fișe. Da, mulțumesc pentru precizări, bănuiesc că ceva similar este în cadrul și altor regiuni. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Eu vorbeam despre regiunea centru, da, am înțeles. Pentru că am avut acces la aceste informații, da.
Bun, mulțumim. Ținem legătura în continuare, oricum, în partea a doua a proiectului, când vom sintetiza anumite concluzii și vom încerca să schițăm planul de acțiune, legătura cu dumneavoastră cu ADR Centru va fi mult mai strânsă, pentru că noi chiar vrem să vedem ce acțiuni vi se par și dumneavoastră de substanță pentru bunătățirea implementării unor politici din domeniu și cu referire la campusurile universitare, sigur. Mulțumim și o să vă asigurăm de tot sprijinul nostru în acest demers pe acest proiect și pe toate activitățile dumneavoastră. Mulțumim, doamna Monica, ținem legătura. Haideți să vedem către final, într-adevăr mă uit acum că am făcut oarecare economie de timp. Avem timp pentru ceva minute, dacă mai avem din partea dumneavoastră alte informații sau întrebări de clarificat. Vă rog, haideți să vedem dacă e ceva de transmis. Dacă aveți probleme cu comunicarea prin sunet direct, puteți pune și un chat, un mesaj scurt. Noi le urmărim și putem să... Da, în sfârșit. Eu aș dori să vă spun că în perioada următoare, acum știu că cei mai mulți care au participat la schimbul de experiență cu finlandezii au cerut accesul la prezentări. V-am dat acel link, eu vreau să cred că o să puteți să le descărcați și prin noi, repet, prin noi, dar și direct, puteți contacta pe cei care le-au promovat pentru informații mai specifice. Sigur, e mult de făcut în domeniu. Proiectul nostru pare extraordinar de atractiv pentru noi, care nu suntem direct legali de universități, dar într-un fel prin domeniul eficienței energiei regenerabile suntem, pentru că, până la urmă, așa cum declară el, asta trebuie să facă, pune în centrul preocupărilor campusurile universitare, unde universitățile pot produce exemple cu soluții noi, inovative, de implementare a unor măsuri de eficiență energetică și de regenerabil, toate pliate pe politicile europene de performanță energetică în clădiri și de evaluare, ați văzut, cu acei indicatori. Am încrederea că în viitor vom putea punctual, plecând de la această colaborare, promova și alte idei de intervenție prin alte proiecte și nu numai. Rămân încrezător, în orice caz ne propunem ca întâlnirea din toamnă, undeva în noiembrie poate, să o organizăm poate chiar în altă locație decât Alba Iulia, dacă o să avem o locație bună, ar fi ideea de a și putea participa local acolo la ceva de văzut într-un campus care are ceva, dar sigur în condițiile în care fizic putem să ne deplasăm mai simplu. Haideți să vedem ultime intervenții. Domnul Dorin Leț, o să revin după aia cu telefon. Nu am vești prea bune de la partenerii europeni, dar ce au reușit ei să promoveze ideea dumneavoastră de proiect, o să vă transmit. Ok, mulțumesc frumos. Cu ceilalți discutăm punctual. Aici ar fi poate încă unul, două, am zis, exemple de bună practică, dacă putem începe în iulie colectarea. Chiar repet, dacă nu-i forma finală a cazului, dar să știm că există o asemenea inițiativă, să o putem prezenta în cadrul proiectului. Și partea de utilizare acestui instrument, am trimis forma Word. Nu am precizat ceva, noi vă trimitem sau v-am transmis și forma în engleză. Rugămintea mea ar fi să ne ușurați mult munca și să faceți răspunsurile pe chestionar în formă în engleză, pentru ca după aceea integrarea noastră să fie mai ușoară. Nu cred că e vreo problemă, bănuiesc, pentru niciuna dintre universități.
Eu îmi doresc să avem completarea chestionarului cel puțin de la 5-6 universități, în special din regiunea centru, dar și de la Cluj, de la Târgoviște și, de ce nu, de la Bacău. Au manifestat interes și de la Iași, văd că n-au venit în întâlnirea de astăzi, o să-i mai contactăm, să vedem dacă și dânsii cumva pot să se alăture grupului nostru pilot, ca să zic așa, din cadrul proiectului S3 Unica. Dacă mai sunt precizări, informații necesare, orice fel de intervenție este acum posibilă. N-am menționat, dar se întâmplă la toate aceste evenimente online. Am pornit o înregistrare automată, colegul meu Tibi a pornit-o din momentul ce am început prezentările. Sigur, ea este subiect al politicii de confidențialitate, este utilizată pentru a vedea lucruri care poate ne-au scăpat în prima etapă. În final, vreau să mulțumesc tuturor de participare pe mail sau prin telefon. Îi ținem legătura cu dumneavoastră, vă prezentăm ce urmează și ce alte acțiuni sau noutăți au apărut în proiectul nostru. Mulțumim încă o dată, vă doresc tuturor o perioadă de vară liniștită, sigură în primul rând, sigură de ceea ce ne paște pe toți și să ne întâlnim cu bine în toamnă pe acțiuni, poate chiar în format real, nu numai online. Mulțumesc tuturor, la revedere și numai bine în această vară! La revedere! Mulțumesc încă o dată pentru invitație, la revedere tuturor! La revedere! Mulțumesc, la revedere! La revedere! La revedere! La revedere!